Începe România în direct cu Cătălin Striblea. Te ascultăm. Tu ești vocea care contează. La acest moment... Bun găsit! Bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Mii de clienți ai companiei Blue Air sunt blocați în străinătate, alții nu pot să ajungă la muncă în ceea ce pare a fi cea mai mare criză a unei companii aviatice de la noi. Guvernul a făcut o celulă de criză care să-i recupereze pe pasageri, Tarom a primit bani publici pentru operațiune, iar companiei rivale oferă ajutor la un preț modic. Blue Air spune că nu va zbura până luni, dar compania pare să aibă probleme mai mari de atât. Ea are conturile blocate pentru datorii la Agenția Fondului de Mediu. Pe lângă asta mai există o amendă de 2 milioane de euro din cauza că Blue Air a vândut sute de mii de bilete la zboruri pe care nu le-a operat niciodată. Fiți atenți. Compania este cea mai mare de pe teritoriul României, acoperind la un moment dat 60% din zboruri. Dar dintr-o companie profitabilă înainte de pandemie, a devenit datornică în ultimii ani, primind chiar și un împrumut de la stat. În plus, a intrat într-o luptă uriașă cu companii similare care își dispută piața românească. Vara aceasta, mai toți cei care au zburat în Europa s-au confruntat cu probleme majore, fie că a fost vorba de zboruri anulate sau de întârzieri, pierderi de bagaje, așteptări cu orele și nervi pe măsură, industria aviatică a fost intens criticată. Fără să găsească angajați, confruntată cu inflația, această afacere a devenit șubredă. Multe dintre companii trăiesc pe credit, altele sunt ajutate de stat. Iar când te uiți în jur, toate converg către o întrebare simplă. De ce nu mai funcționează lucrurile? Răspunsul nu ține musai de pandemie. Suntem la finalul unui ciclu istoric. Vreme de 20 de ani, companiile low cost au fost o alternativă și au inventat un sistem de afaceri care se baza pe trafic mult, credite, reduceri de costuri și acoperirea cheltuielilor de zi cu zi. Întrebarea care se pune azi este dacă într-adevăr mai putem zbura cu 10, 50 sau hai fi 100 de euro de la Londra, Madrid și eventual înapoi. Mai există ieftin și bun oameni buni? A existat el vreodată în realitate? Dar ca să răspundem la această întrebare și ca să ajungem la o industrie onestă și ca prețuri și ca servicii, trebuie să aflăm întâi unde suntem. Astăzi la 0372069599 vă invit să-mi povestiți ce ați plătit în ultima vreme. Ce ați pățit în ultima vreme? Ce zboruri anulate ați avut? Ce întâmplări pe aeroporturi? Cât de bune au fost serviciile pe care le-ați primit? 0372069599 și vă întreb pe șleau. Mai merită să-ți cumperi bilete la companii low cost? Ce probleme ați întâmpinat în zborurile voastre din ultima vreme? Povestiți-ne și nouă. Și care sunt motivele pentru care companiile aeriene nu mai oferă servicii de calitate? Ce se întâmplă, de fapt, acolo? 0372069599. Aici puteți să ne sunați. Ne uităm la mesajele voastre și de pe Facebook și de pe WhatsApp la 0728 3 de 1 3 de 2. Și cred că putem să pornim dezbaterea în acest moment. Apropo, dacă sunteți în situația asta, sunteți blocați prin străinătate, prin România, tocmai ați pierdut biletul, sunați-ne și încercăm cumva să vă ajutăm. Elena ne sună din Slatina. Salutare, bine ai venit la noi. Bună ziua, domnul Striblea. Mă numesc Elena, după cum bine știți, și cred că mă aflu pe în categoria de răspunsuri la una dintre întrebările dumneavoastră, și anume că fac parte din persoanele păgubite de această companie, Blue Air. Cazul meu, am achiziționat bilete în data de 31 ianuarie către una dintre destinațiile lor, și anume Tenerife. În valoare de 444 de euro am plătit la momentul acela, la începutul anului. Ideea este că am ales Blue Air fiind mai ieftină decât prețul biletelor, fiind mai ieftin la momentul acela pe piață. Am primit o notificare pe mail, nici măcar telefonic, în data de 1 septembrie. Zborul meu anulat, atât la dus cât și la întors, zborurile anulate. Vreau să semnalez faptul că nu am putut să am opțiunea de a mi se transfera banii în contul plătitor,
Existând doar posibilitatea modifică zbor, zborurile nemai fiind decât în mai iunie 2023, atunci mai aveam eu posibilitatea să modific zborul sau să-mi transfer banii în wallet Blue Air. Adică ceva ce să folosești mai târziu, adică numai. Exact, timp de 2 ani, dar tot cu această companie. Am înțeles. Asta deci, de fapt, plăteai și ți se oferea un zbor la un moment dat, asta e tot. Exact, la un moment dat exista posibilitatea iarăși anulării. Deci ei mi-au forțat cum să vă zic, posibilitatea doar de a avea în Blue Air acești bani, 444 de euro, folosindu-se Blue Air la începutul anului de banii mei. Banii mei și a altora, mă rog. 178.000 de bilete din astea au fost vândute, să știți. Da. Dar practic dumneavoastră finanțați compania. Să știți că sunt niște servicii prin, europene, prin care poți să-ți recuperezi o parte din bani, că ți-au ei un comision. De ce nu ați apelat? Da, m-am interesat doar, nu sunt eligibile, adică la momentul când am fost anunțată prin mail, nici măcar telefonic, și mi-am introdus eu datele de zbor, m-au anunțat că nu sunt eligibile pentru daune. Pentru... Serios? Cum așa? Adică de ce? Bine, am apelat nu decât prin intermediul internetului și am completat data zborului și nu mi s-a zis că sunt eligibile pentru suportarea daunelor. Interesant, sunt mai multe companii de genul ăsta care vă pot recupera banii. Mă interesez, deocamdată... Rămân uimit să aud chestiunea asta. Adică, practic, vi s-au luat banii din buzunar și... Serviciul nu se întoarce probabil niciodată. Probabil că am fost anunțată cu o lună jumate. Acum aștept răspuns de la hotel, de la agenția pe care am luat cazarea, să vedem dacă mi se pot returna banii. Nu cred că ar fi vreo problemă de returnarea banilor, dar vacanța ca și ideea este anulată din cauza lor. Mulțumesc tare mult! Un mesaj de pe Facebook de la Nicoleta. A meritat vreodată să mergi cu low cost? Când aduni toate amănuntele, ajungi să plătești cam ca la un flag carrier, diferența fiind că la ăia ai mai multă sau mai puțină siguranță, fie că zbori, fie că recuperezi banii. Pe de altă parte, la ce folosesc certificatele alea de dioxid de carbon? Fiecare companie trebuie să plătească pentru că poluează. La asta folosesc. Cu cât poluezi mai mult, cu atât plătești mai mult. Ăsta e principiul de bază în Uniunea Europeană, poluatorul plătește. 0372069599. Vă întreb astăzi dacă merită, domnule, să-ți mai iei bilet la low cost și dacă da, de ce? Aminte, câtă încredere aveți în aceste companii că vă pot oferi servicii de calitate. Să știți că îi aștept și pe cei din industrie. Mai devreme ne-a scris cineva pe WhatsApp la 0728 11222 că a lucrat la o mare companie internațională de zbor, că lucra în call center și că era obligată să-i mintă pe clienți în timp ce vorbea cu ei. Da, pentru că așa îi veneau indicațiile din contract. Știau că vând bilete pentru zboruri care nu funcționează niciodată, prieteni. Știau că vând bilete la zboruri care nu există. Sorin, salutare, bine ai venit la România în direct. Bună ziua, domnul Silva, dumneavoastră și ascultătorul dumneavoastră. Rugăminte, putem să vorbim fără cască, fără căști, fără speaker, că ne auzim rău. Și e păcat, de ce vreți să ne spuneți? M-a auzit mai bine acum. Mai bine, da. Sorin, te rog. O secundă, vă rog. Așa că trebuie să trageți și pe dreapta. Acum. Mă rog că nu sunteți în avion. Imediat. Da. Asta și fac întrebarea de față. Marchez. Așa. Deci, domnul Stribla, din punctul meu de vedere, și nu vreau să vă supărați pe mine, eu cred că a spus vorba puțin greșit. Vă rog. Trebuie să existe concurență pe piață, nu trebuie să culim companiile low cost. Nu lucrez la niciuna, nu am niciun contact cu una, nimic. Dar, din punctul meu de vedere, existența unei concurențe între companii low cost și taromul nostru, pe care le știm de-a lungul timpului, destul de politizat și destul de încărcat de costuri și de cheltuieli și de pierderi, automat poate să creeze premisele unei economice benefice pentru dezvoltarea acestor afaceri. Asta odată. Sunt convins că sunt și companii low cost care... vor funcționa în continuare și nu vor avea probleme. Mai departe,
privind la ceea ce se întâmplă la Blue Air în momentul de față, eu cred că este aceste companii low cost care au procedat în acest fel, au creat un fel de caritas. Adică ei au vândut, da? Au trăit întotdeauna din ce au încasat în ziua respectivă și cu asta și-au achitat, cheltuind din spate banii respectivi, nu știm cum, și în momentul în care pandemia le-a blocat zborurile și a blocat această mărișcă, în acel moment s-a tras linia și n-au mai avut bani. Banii nu există. Banii ei au încasat, banii au fost cheltuiți și nu știm cum. Așa cum există un control al asigurărilor, cum există controle pe diverse segmente, și aici ar trebui la fel. Poate că ar trebui reglementată această piață, această zonă, să nu poți să vinzi, scuzați-mi expresia, blana ursului din pădure, pentru că cam asta s-a întâmplat. Asta a făcut ANPC-ul, da? Asta a făcut ANPC-ul la un moment dat, dar a făcut foarte ulterior. A făcut ulterior, nu înainte. Și le-a atras atenția. Nu se poate să vinzi 178.000 de bilete. Acum, pe care nu le operezi, vreau să spun un lucru. Intenția mea nu este să holesc aceste companii. Intenția mea este următoarea. A vă întreba pe voi dacă astăzi este onest să-i spui unui client în România, fie că vine de la o companie mare sau mică sau locu sau cum vrei tu, că poate să meargă de aici până la Madrid și înapoi cu 100 de euro. La costurile actuale ale carburanților, la costurile actuale ale energiei, la costurile utilităților, nu. Nu cred că se mai poate... Nu ne mai putem pune problema, cum se spunea pe vremuri, merg la Paris cu 25 de euro să bea o cafea. Vremurile acelea au apus. Asta... Trebuie să fim conștienți de acest lucru și trebuie să ne... să ne organizăm la situația de fapt. Da. Să știi că sprijin concurența și, într-adevăr, ea este benefică. Dar știi care a fost efectul concurenței de când au apărut companiile low cost? Celelalte companii mari, care operau cu costuri care, să zicem, că erau oneste până la un punct, au tras serviciile în jos. Nu știu dacă ai remarcat care e calitatea serviciilor. Da, ai mers cu Tarom în ultima vreme? În ultimii de ani, nu. Îți spun eu, la Tarom e, cum să zic, nu e nicio diferență la low cost, în față de low cost. Nu e nimic, te sui acolo nici apă să dă, să nu zic o prostie. Deci apă să mai dă acum și cam atât. În rest, aceleași probleme, întârzieri, peste vară, tot felul de lucruri, nu neapărat din vina lor. Dar nu mai diferă cu nimic serviciile. Deci concurența, în loc să meargă în sus, a dus în jos. Repară chestiunea asta. Mai este o problemă vis-a-vis de Blue Air, din punctul meu de vedere. A fost a culitului sau al domnului Nelu Iordache, cu probleme penale. În momentul în care au apărut probleme dânsului, peste noapte această companie s-a vândut, dar noi nu știm către cine. Nu, aceste lucruri nu știm. Ba da, știm, la o căutare rapidă pe internet găsiți că este e o familie care se numește Rada, înțeleg, și care sunt proprietari acolo. Dar nu știu câtă semnificație are asta, cine ar fi proprietarul în condițiile astea. Da. Bun, îți mulțumesc tare mult, Sorin. Continui să-mi iau bilete la low cost. Mesaj de pe WhatsApp. Am mers în ultimii 6 ani cu celelalte companii care operează în România și nu am avut probleme niciodată. În caz de anulare, mi-am primit banii înapoi foarte repede. Anul acesta am călătorit ieftin și bine, la prețuri foarte bune. Uite, Timișoara, Valencia, dus întors 300 de lei, 2 persoane. Ok. Și... credeți că, adică bun, ați prins biletul ăsta, dar e un preț corect pentru ceea ce înseamnă o afacere? Credeți că face într-adevăr 300 de lei? Cum se calculează? E cineva din industrie care poate să ne explice chestiunea asta? Cum zbor, domnule, cu 300 de lei, că sunt 60 de euro, 2 persoane, deci 30 de euro de persoană, dus întors la Valencia? Și eu mă bucur, dar cum faceți? Adică e un miracol, e o magie, de ce nu face toată lumea la fel? Cu 30 de euro la treaba asta. Andreea, salutare! Alo! Salutare, Andreea, ești la România în direct. Eu vreau să vă povestesc experiența mea. Eu am avut un noroc, nu pot să-mi exprim cum, am zburat din 20 august și m-am întors în 27 august la Barcelona, din Cluj. Așa. Și poate nu o să credeți, avionul nu a avut deloc întârziere. Mi s-a întâmplat și mie odată vara asta. De minute care a recuperat. Da. Am aterizat la timp și la întoarcere n-am avut nici un minut întârziere.
cum e posibil? Nu știu, ziua cum, de astăzi, cum că e toate posibil, da. Avioanele întârzie. Aveți o explicație? Nu știu, poate era zbor de noapte. Deci seara târziu la 9 a decolat din Cluj, am ajuns la 12 și la întoarcere la 12 noaptea din Barcelona. Era ultima cursă și l-a dus și l-a întors. Oare o fi o explicație asta? Nu știu, se poate, se poate. Dar alte curse bune ați avut anul ăsta? Anul ăsta numai la Barcelona am fost. Am înțeles. Doamne. Dar la anul nu cred că voi mai risca încă o dată concediu să mă duc cu avionul. De ce? De ce? Mai bine cu rulota. Ești mai bine. Nu știu, vă spun, din aprilie, de când am cumpărat biletul și început scandalul cu avioanele, eu tot la aia m-am gândit că o să pierdem vacanța. Și până la urmă am avut noroc. Să știți că primim și mesaje de încredere de la ascultătorii noștri, că nu e dracu chiar atât de negru tot timpul. Am mers și eu la Londra anul ăsta și, ce să vezi, am plecat și am ajuns la timp. Există și lucruri bune în toată povestea asta. Cea mai mare dezbatere publică din România, în direct la Europa FM, cu Cătălin Striblea. Vă întreb astăzi în ce măsură industria aviatică mai poate fi reparată. De ce am avut atât de multe probleme în această vară și ce facem acum cu o companie, probabil cel mai mare operator privat din România, care sau pentru care trebuie să plătim bani publici ca să-i aducem pasagerii acasă sau unde au treabă. Aș vrea să-l auziți și pe directorul ANPC, președintele ANPC, Horia Constantinescu, omul care a aplicat o amendă de 2 milioane de euro acestei companii. Fiți atenți la ce spune el. La acest moment nu cred că putem să vorbim de o abatere cu caracter contravențional. Cred că întreaga situație a acestei companii îmbracă o formă penală. Îi sfătuiesc să ia în calcul, să apeleze la consiliere de specialitate. Nu cred că amenda sau poprirea conturilor este cea care a așezat cu spatele la zi din perspectivă financiară. Compania Blue Air este cea care a dus la această derivă. Vorbim de un concurs de împrejurări, un concurs de decizii și cu siguranță la un moment dat vor fi scoase la lumină. Ce spune domnul Constantinescu? Zice că e o afacere cu iz penal? Oare la ce se referă? Ar fi trebuit să dea mai multe detalii. Dar e foarte interesant mesajul său. Și mai adaug unul aici. Toată lumea le plânge de milă pasagerilor, spune Vasile din Suceava pe WhatsApp, dar la salariați nu se gândește nimeni. Băiatul meu a lucrat din luna martie ca însoțitor de zbor și nu a primit niciun leu din salarii. Hai că e din ce în ce mai interesant. Horațiu din Cluj, salutare, ești la România în direct. Bună ziua! Mă bucur că pot să discut cu noastră și cu ascultătorii noastre. Eu vreau să vă spun, am circulat destul de mult cu o companie aviatică low cost și cu Tarom, zborul interne destul de mult. Nu știu, pot spune numele companiei? Da, păi aici am tot zis nume de companie. Nu mai contează, dar cu Wizz. Deci, în principiu, nu pot să zic că au fost probleme mari, deci cum a zis și noastră, probabil întârzieri de o oră sau poate maxim două. Am avut într-adevăr în această vară două situații, una din Catania, din Sicilia, cealaltă din Bari, chiar acum din Bari, duminica care a trecut, cu zboruri care s-au fie amânat chiar de la o zi la alta, fie anulat de tot. Dar ce vreau să zic este că totuși am observat din partea fie a reprezentanților companiei, fie poate de la cei de la aeroport, au găsit soluții de fiecare dată, deci chiar s-au interesat, deci nu ne-au lăsat, să zic așa, să ne descurcăm pe cont propriu. Deci fie au oferit noapte de cazare sau nopți de cazare după caz, au venit cu alternative, alte zboruri, iar biletele care le-am obținut pentru noile zboruri, practic, n-a trebuit să mai plătim nimic în plus. Deci vreau să zic că au găsit soluții și am reușit să rezolvăm problema într-un timp destul de scurt. Sigur că nu ne-am bucurat neapărat de această întârziere, dar nu pot să zic că a fost o problemă chiar așa de mare, mai ales că am văzut că am găsit sprijin și ascultare și soluții, practic,
în compania de aviatică sau, mă rog, cei de la aeroport. Ce vreau să mai spun este că, totuși, într-adevăr, prețurile biletelor sunt foarte mici. Sunt neașteptat de mici, inclusiv acum au fost, practic de când au apărut aceste companii low cost, în mod evident nu reflectă orice calcul a face și probabil pe oricine am întrebat, nu reflectă o realitate, să spunem așa, economică, bazată probabil pe un calcul de profitabilitate. Decât poate dacă discutăm de avioane poate aproape pline sau să meargă aproape pline tot timpul. Și tot ar fi greu. Tocmai ne scria cineva pe probabil, Facebook. Și probabil și atunci ar fi într-adevăr probabil la limită, cu marge de profitabilitate. Ne scria cineva pe Facebook că a călătorit la Valencia cu 14 euro dus întors. Ai zis, domnule, ata mă costă să merg și la Târgoviște, de la București la Târgoviște. Așa este, cu trenul sau cu ce mijloc de transport în comun din ăsta, autobuz, dar nu cu mașina, probabil, da. Sigur că aici intrăm într-o altă discuție. Este politica economică comercială a firmei respective. În mod evident, aceste bilete cu prețuri foarte mici se vând poate cu luni de zile înainte sau poate chiar mai mult. Sigur că au variante cu flexibilitate, cu nu știu ce, că poți să-ți muți, să zic așa, biletul de avion. Dar, în mod evident, tu trebuie să achiziți acel bilet, probabil cu câteva luni înainte. Sigur că dacă ei vând 80% din bilete, chiar poate cu preț mai mic, știți? Eu dau un exemplu acum, nu știu ce fac cu banii, nu știu dacă știe cineva felul care obține credite sau se creditează sau cum își conduc afacerea din punct de vedere comercial, financiar. Probabil acei bani, dacă îi încasezi cu o perioadă de luni, de zile înainte, probabil te ajută la a-ți duce afacerea înainte, a te credita în felul acesta, urmând să prestezi probabil niște servicii ulterioare. Sigur că, dacă, în mod evident, dacă au vândut bilete cu un an înainte foarte ieftine și prețul combustibilului a crescut, s-a dublat aproape în ultima perioadă, asta vedem noi la, și atunci, la pompele noastre, sigur că ei numai, dacă o iei așa simplu, nu mai sunt deloc profitabile acum, mai mult de atât, probabil sunt cu o pierdere destul de mare. Și atunci, dar repet, nu știm ce au făcut cu banii, când i-au primit, dacă i-au primit. Au finanțat operațiunile curente. Mulțumesc tare mult, pentru că aceste companii astea fac, finanțează operațiunile curente cu banii pe care îi primesc în momentul respectiv. Nu construiesc neapărat o afacere care să aducă cel mai mare profit, ci o afacere care achită costuri operaționale zi de zi. Și taie de unde pot, de la salarii, de exemplu. Adriana, salutare, ești la România în direct. Bună ziua, domnul Stribea. Mă numesc Brata Adriana și sunt din București. Vă spun o scurtă poveste, mai mult ca să audă și ceilalți că rezolvarea aia am cam renunțat. Am avut în perioada pandemiei cumpărate două rânduri de bilete, unele pentru Germania, unele pentru Spania. Au fost anulate zborurile și de aici a început povestea. Asta a fost în 2020. Am reușit și am recuperat cu știu cumva în 2021, plătind o diferență, două bilete pentru Germania. Nu am reușit să recuperez banii pentru Spania, care sunt 300 și aproape 400 de euro. Promisiuni au fost, nicio rezolvare. Acum două zile, urmărindu-vă, a spus dumneavoastră că e o excursie ieftină la Atena și am zis, dacă nu ajung în Italia, măcar până la Atena cu banii ăia. Și am reușit ieri și am cumpărat două bilete pentru Atena cu banii pe care i-a dat pentru Spania. Credeți că mai ajung la Atena? Mi-e teamă că nu, dar să nu înțeleagă lumea că v-am spus eu de vreo excursie la Atena, că eu nu țin minte aici. Nu, poate o fi fost o discuție la radio, nu știu să zic. Era o discuție la radio și a zis, dacă mai aveți 3 zile de concediu și vreți în City Break, mergeți la Atena. Este o aproape și este ieftin. Am înțeles. Altceva nu mă încadram la banii respectivi. Știți? Și am zis, băi, decât să-i pierd, mai bine mă duc la Atena. Știți unde e?
Știți unde e bună observația dumneavoastră? La a sublinia ceea ce s-a întâmplat în ultimii ani. E o democrație a turismului și desigur că toată lumea își dorește să meargă, să ajungă. A devenit din ce în ce mai ieftin să mergi dintr-un colț într-altul al Europei. Dar nu știm dacă realmente în momentul ăsta mai putem să facem asta sau dacă se putea realmente chiar și atunci. Eu cred că acum se sparge o bulă care a ținut foarte multă vreme. Foarte multă vreme. Da, adică sunt 2 ani în care această companie mi-a folosit bani. Doi ani, totuși, din care, bineînțeles, că mi-a mai scăzut și un comision, nu mai contează. Asta este. Și mi-am luat o... Da, am pierdut legătura, din păcate, cum a pierdut doamna Adriana biletele. Salutare, Daniel, ești la România în direct. Bună ziua! Aș dori să vă rețin și atenția câteva secunde, câteva minute cu câteva situații. Și anume, ieri dimineață trebuia să plecăm cu bluierul împreună cu băiatul meu de la Cluj la 4:30 dimineața. Bilete cumpărate în urmă cu aproximativ 3 săptămâni în urmă, o lună. 5 zile în urmă am fost anunțați că din motive operaționale zborul s-a anulat și am fost redirecționați tot către Blue Air pentru un zbor la 5:17:50 parcă ieri seară și cu un sfert de oră, cu o oră înainte de plecarea avionului sau o oră și jumătate în sfârșit. Ajungi pe aeroportul din Cluj să ne îmbarcăm, aceeași poveste, zborurile, cum s-a văzut de fapt, zborurile toate sistate. Am fost nevoiți într-un final, datorită faptului că am mai prins un zbor cu altă companie low cost High Sky și am reușit să ajungem acasă foarte târziu. Dar situația era destul de disperată, așa cum s-a văzut și la televizor și pe aeroportul din Cluj. În schimb, eu, dacă, apropo de companii low cost și companii de linie, am avut o altă situație în urmă cu 5-6 ani, la care încerc să găsesc și acum explicație, apropo de cum procedează aceste companii. Veneam de la Viena spre România, mi-a fost anulat zborul tot așa, cu 2-3 ore înainte am primit mesaj exact când ajungeam în aeroport cum că s-a anulat zborul. Mi s-a plătit cazare, masă într-un hotel lângă aeroportul din Viena, urmând ca a doua zi dimineață la ora 9 să plecăm spre țară. Toate bune și frumoase, la plecarea, înainte de îmbarcarea la ora 9 spre țară, de la ghișeul de îmbarcare efectiv, înainte de poarta de îmbarcare, vine o doamnă care anunță că dacă sunt persoane care doresc să rămână în Viena și nu au nicio urgență, pe loc primesc 250 de euro, bani în mână, și vor pleca la ora 5 și ceva, nu mai știu ora, cu taromul. Vor primi bilete la tarom și atunci chiar m-am întrebat la ce costuri se întâmplă un astfel de zbor să fie în condițiile în care am fost cazați, plătite cină și mic dejun și ulterior cei care au dorit să rămână încă zbor relocat către o altă firmă plus încă 250 de euro. Și ți-ai dat vreo explicație? E o sumă colosală. Păi nu, eu nu, bineînțeles că nu ne-a dat nimeni nicio explicație, ce-i drept avionul de Austrian Airlines cu ei trebuia să plecăm, era plin ochi, lăsa la o parte cei 7-8 care au rămas, deci a fost full încărcat. Dar am înțeles de la alți participanți la zbor că este o practică frecventă, sau era la momentul respectiv o practică frecventă al operatorului Austrian Airlines. E ceva ce ne scapă, mulțumesc tare mult, Daniel, e ceva care ne scapă, ne spune Marian pe WhatsApp, e în felul următor. Și domnule, eu în luna aprilie mi-am luat bilete pentru Paris, 4 persoane,
1100 de euro am plătit, el nu zboară cu linii low cost. Și spune în felul următor, am făcut un calcul, 260 de euro pe persoană, m-am uitat și la o companie low cost și zice acolo costau 140 de euro. Puteți să-mi explicați de ce acestea erau mult mai ieftine? Posibil pentru că operau la alte ore, pentru că operau noaptea pe aeroporturi îndepărtate, dar și pentru că, uite, după cum vezi, să mai taie salarii, sunt întârzieri sau nu sunt respectate toate prevederile contractuale și, teoretic, poate nu primește același confort ca la o companie obișnuită de linie. România în direct. Cătălin Striblea la Europa FM. Vlad, salutare, te ascultăm. Salutare, Cătălin. Din capul locului aș vrea să spun că eu sunt de partea bluierului în toată chestia asta, ca să... Sigur, dar aici nu ne batem, aici încercăm să analizăm... Da, corect, dar domnul, ce a uitat, spre exemplu, domnul Constantinescu să spună acum este ce a declarat atunci când a aplicat acea amendă acelei companii bluier. Că, virgulă, concurența, Wizz și Ryanair fac exact același lucru, dar nu pot fi sancționați pentru că nu au domiciliu fiscal în România. Corect. Ce nu ne spune domnul Constantinescu, care ne îndeamnă să ne îndreptăm penal împotriva bluierului? Nu a zis asta. Din cei, 100, din cei 178.000 de bilete vândute, câte au fost cumpărate direct de pe site-ul bluierului? S-au cumpărat de pe acele motoare de căutare pe care le cunoaștem cu toții, okay, pe care ne întreabă la un moment dat, bifăm o asigurare de călătorie? Cătălin, eu am fost la Viena de două ori anul acesta de la Suceava, nu cu bluierul, odată cu 10 euro și odată cu 12 euro. Odată mi-a fost rușine, Cătălin, am întrebat dacă pot să fac curat în avion la prețurile astea. Adică este, nu știu, mi s-a părut, eu nu zic că bluierul nu e vinovat, dar e ca și cum te-aș lega eu de picioare și îți spun, fugi, Cătălin, că așa a zis domnul Barna, că dacă i-a blocat conturile, nu putea. De ce n-au mai zburat? Păi cum să mai zboare? Ce să facă piloții? Să se ducă cu carnețelul și cu chitanțierul la ei și cu bani în buzunar să plătească combustibil sau nu știu ce? Aia pentru zborurile din România, dar compania sigur are și zboruri în străinătate cu care are conturi și în străinătate cu care putea opera niște zboruri în mod, probabil, în mod probabil, dar clar. Nu știu, adică facem niște lucruri. Sentimentul tău care e? Că vreau să înțeleg mai bine, adică... Sentimentul meu este că suntem manipulați, interesele sunt altele, din punctul meu de vedere. Repet, eu nu lucrez la Blue Air, am foarte mulți prieteni în Blue Air și mi se par niște lucruri ciudate. Și acum au apărut pe site-uri de știri foarte credibile că deja Wizz Air a suplimentat foarte multe avioane. Dacă mergem mai departe, îi spunem teoria conspirației, ca să nu, dacă mergem mai departe cu teoria conspirației că domnul ministru mediului care a blocat aceste conturi este de la UDMR și principalul concurentul Izeru este din Ungaria, poți să zicem că fabulează și Vlad din altă parte. Nu, am văzut, dar asta e cel mai simplu să ne îndreptăm către o astfel de teorie. Corect, nu înseamnă că e cel mai adevărat. Hai să vedem așa, compania asta pe care o numești tu, anunțat că le oferă cu un cod promo clienților care au rămas pe drumuri, le oferă un bilet la un preț modic, cred că 50 de euro, dar cred că e firesc ce fac companiile astea când se ajută sau intră în concurență. Acum că domnul Barna e Tanțoș Barnai ungur, nu știu ce relevanță are în toată chestiunea asta, că au ei acolo un contract, dar noi nu ne punem problema de legalitate anterioară, deci de ce a închis agenția domnului Barna conturile respective? Pentru că această companie românească nu și-a plătit datoriile către stat, 26 de milioane de euro. Corect, de acord cu tine, dar nu era mai normal, spre exemplu, să punem o poprire pe aceste conturi și să spunem, Blue Air, începând de astăzi, 30% din tot ce încasez zilnic vine către noi. Nu știu dacă funcționează legea așa, habar n-am dacă poate funcționa așa. Da, nu știu, mă întreb, adică e clar că la un moment dat, repet, nu zic acum că Blue Air-ul e Fecioara Maria, nu. Dar eu știu cu ce aș face comparație, dacă tu într-adevăr să zicem că acești oameni sunt într-o concurență, adică au parte de o concurență neloială. Eu nu aș compara atitudinea statului legată de Blue Air cu atitudinea legată de alte companii low cost, ci cu atitudinea față de Tarom. Da? Pentru că noi, din bani publici,
plătim datoriile Tarom, care știi că are corect datorii cu nemiluita. Aici acolo, sunt perfect de acord cu tine. Acolo statul tot dă tot felul de ajutoare și împrumuturi și chestii, nu știu ce. Dar tu, ca un reprezentant al statului, cum este domnul Constantinescu, să vii să spui că ok, îl sancționăm pe Blue Air cu 2 milioane de euro, iar concurența face același lucru, dar nu putem să-i sancționăm că, vezi, Doamne, nu au domiciliu fiscal în România. Ok, nu-i amendez, dar cauți o soluție să faci și acolo. Aici nu, practic, nu îi avantajezi într-un fel sau altul. Recunoști public că acei oameni fac exact același lucru, dar tu ai mâinile legate. Dar mai e o chestiune. Să știi că la momentul în care au avut probleme mari, statul român, pierdem legătura cu Vlad, statul român a dat un împrumut companiei Blue Air. Statul român a venit la data respectivă și a zis, Blue Air, da, într-adevăr, ai probleme, uite, ia de aici, e vorba de câteva zeci de milioane de euro, dacă nu mă înșel. Și a zis, te rog, descurcă-te. Adică a fost la un moment dat și mumă și acum e și ciumă statul ăsta român. Dar ce să-i fac? Mi se pare că el, ca stat, are o atitudine cât de cât onestă. Nu mă gândesc la practici de concurență neloială. Da, Vlad, din păcate nu mai avem o legătură sănătoasă aici, telefonic, în sensul ăsta. Hai să ne îndreptăm către Laurențiu. Salutare, Laurențiu, în ce situație ești? Salutare, Cătălin, salutare ascultătorilor Europa FM. Eu să vă povestesc cât pot de pe scurt. Cum am început eu concediu vara asta, cu bilete la o a treia companie de care vorbim noi, irlandeză, care avem bilete luate din timp și cu 4 ore înainte, evident, era vorba de cursă de Edinburgh, cazări toate luate și cu 4 ore înainte m-am anunțat pe mail foarte civilizat că mi s-a anulat zborul. Okay. Am apelat la o companie a fraților noștri de la Nordvest și am luat bilete a doua zi cu legătură până Londra, dar vreau să fiu pe scurt, pentru că întâmplarea interesantă a fost la întoarcere cu aceeași companie maghiară, în care la check-in în aeroport mi s-a spus în felul următor: dumneavoastră, nu știu pe ce criterii m-a ales pe mine și pe soție, o să zburați 50-50. Adică 50-50. Aveți șanse 50% să zburați, pentru că compania noastră a vândut mai multe locuri decât capacitate și dumneavoastră n-ați făcut check-in-ul acela cu bani. Știți că la companiile astea poți să faci și să-ți dau ei locuri aleator sau să plătești niște sume. Și atunci v-am ales pe dumneavoastră și încă câțiva am văzut după aia, am fost 5-5 în situația asta, care ne-a ținut în stand-by pe bagajul de cală. Aveau pregătit apțipilul pe care mi-a pus un apțipil mare, galben, stand-by. Ia fii atent ce scrie, fii atent o secundă, ce scrie pe Facebook Daniela Popa. Se face overselling. Agenția vinde bilete, platforma de vânzare a biletelor te întreabă ca agent de vânzări dacă vrei să faci overselling. Platforma e comună, utilizată de atât de agenții cât și de aeroport. Dacă faci check-in mai devreme, ai șansă mai mare să prinzi un loc în avion. Dacă faci mai târziu, nu mai ai loc. Ești trimis la aeroport cu speranța falsă că se va rezolva acolo. Cazul tău. Deci, spune... S-a rezolvat. Ai avut noroc. Dar eu plec de aici. Fii atent, Laurențiu. În cazul tău, ca și al altora, după cum spune Daniel Popa, nu Daniela, se face overselling. Practica de a vinde mai multe bilete decât sunt locuri în avion, ți se pare ok? Nu. Nu mi se pare ok și s-a dovedit până la urmă că locuri au fost mai mult de atâta. Pe lângă noi ăștia cinci care am stat în stand-by și până în ultim moment a fost un teatru, gata, domne, v-am găsit, ce fericiți suntem, dar bagajele mele erau deja băgate în aeronavă. Mai erau încă 9 locuri libere. Când am ajuns, că noi urcând în ultima aeronavă, am putut să vedem încă 9 locuri libere. Și mi s-a spus, și s-a spus și celorlalți, că pe viitor să ne facem check-in-ul acela cu bani. În contextul în care majoritatea care se duc la low cost nu mă apelează la serviciile astea, că atunci te duce la linie. Că dacă le adun pe toate celelalte servicii, ajungi la preț de linie și na. Oricum e calitatea mai bună la linie.
chiar dacă s-au apropiat cum... Da, s-au apropiat în jos, s-au apropiat în jos, acum 15 ani, parcă sunt alte servicii aviatice. Laurențiu, din păcate, noi vom închide emisia de astăzi aici. Mulțumesc pentru mărturiile, poveștile și semnalele voastre. Sunt importante. Aceasta nu e o discuție musai despre o companie privată din România, care își va urma soarta conform procedurilor legale și maestriei sale în afaceri. Această discuție se dorește să rămână o întrebare pentru voi, asupra practicilor comerciale pe care diverse companii le au nu numai în România, ci și în Europa. Și de fiecare dată să vă gândiți că atunci când achiziționați un produs, dacă prețul acestuia reflectă într-adevăr valoarea sa și cu ce urmări și câți ani poate să țină o astfel de practică. În ceea ce privește statul român, el trebuie să găsească o atitudine echilibrată. Fiți atenți că această companie nu are doar clienți, are și salariați, are de plătit industrie pe orizontală, are de plătit tot felul de lucruri de care depind alte mii de oameni. Ce decizie veți lua pe mai departe în această chestiune? Îi veți obliga să facă curat și să muncească onest față de toată lumea? Sau îi sprijinim să meargă cu hopuri mai departe? România în direct se încheie aici. Eu sunt Cătălin Striblea. Spor la treabă! Participă și tu! România în direct, de luni până vineri, de la ora 13:15.